Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Continuăm discuția noastră despre smerita cugetare. De fapt, suntem la treapta a 25-a din scara Sfântului Ioan. Este alături de mine părintele, lector universitar doctor Marian Vild, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Bine ați venit, părinte profesor, la cuvânt. Bine v-am găsit din nou. Așa cum spuneam, dragilor telespectatori, continuăm discuția noastră. Am vorbit despre smerita cugetare, dar să continuăm și astăzi, și mă gândesc că și într-o ediție viitoare. Pentru că n-am parcurs decât doar câteva puncte din tratatul. Pe care am spus că l-a scris Sfântul Ioan în scara lui. Și uitați, v-aș propune să pornim de aici. Spune așa Sfântul Ioan călugărul cu cugetul smerit nu va iscodi cele negrăite, dar cel mândru va iscodi nedreptățile. Așa cum există în tradiția patristică, vedeți, raportarea părinților la lucrurile, dacă vreți, ale tainelor economiei mântuirii, care nu pot fi pătrunse în mod rațional, de plin, în sensul omenesc niciodată, la fel și Sfântul Ioan arată că, de fapt, la baza acestei raportări este smerita cugetare, pentru că, și Sfântul Grigorie, teologul bună oară, despre înțelegerea tainelor Dumnezeu, despre taina crucii, despre taina învierii și așa mai departe, spune că ele se pot înțelege în parte, iar restul se cinstesc prin tăcere. Iar acest lucru, vedeți, tăcerea în fața tainelor Dumnezeu, al lui Dumnezeu care este de nepătruns de mintea omenească, nu poate fi epuizat în acest sens, nu că nu poate fi înțeles deloc, ci nu poate fi epuizat și nu poate fi înțeles decât în măsura în care se descoperă Dumnezeu, iar raportarea, deci cu smerenie la această realitate înseamnă, de fapt, a cinsti cu tăcerea și de aceea nu îi scodește, spune Sfântul Ioan Scărarul, cel smerit, aceste taine negrăite, nu le îi scodește cu mintea și se smerește în fața tainei. Nu îi scodește adâncul de nepătruns aduncurile nepătrunse ale tainei, cum spuneam, lucrării lui Dumnezeu, care poate fi sigur înțeleasă, atât cât se descoperă, dar nu poate fi epuizată. Dar continuă Sfântul Ioan, cel mândru va iscodi nedreptățile. Nu se referă aici, vedeți, la o taină dumnezeiască, ci pur și simplu la nedreptățile umane. Deci, iată, Sfântul Ioan arată că cel care este atent la nedreptățile celor din jurul său, le observă, le iscodește, le uh, calculează, le ține minte, le contabilizează. Acesta arată că are multă mândrie și că este departe de smerita cugetare. Uitați ce ne mai spune. N-am postit, n-am privegheat, nu m-am culcat pe jos, ci m-am smerit, zice, și m-a mântuit Domnul de grabă, sigur, ducându-ne gândul spre psalmul 114 și ne spune Sfântul Ioan, pocăința în vie. Plânsul bate la ușa cerului, iar cu vioasa smerenie o deschide. Eu mărturisesc trăimea în unime și unimea în trăime și mă închin ei. Vedeți o trăime, plânsul, pocăința și smerenia. Da, este foarte interesant ce spune Sfântul Ioan aici și citind din uh, Salmistul psalmistul David, e nevată că de fapt uh, postul, vedeți, privegherea, culcarea pe jos, alte nevoințe nu sunt scop în sine. Ceva că scopul până la urmă este smerenia. Vedeți, tratatul acesta, toată scara Sfântului Ioan se bazează pe experiența lui și pe experiența părinților dinaintea lui de câteva sute de ani, practic. Nu? Suntem acum în secolul al uh, probabil, și știm foarte bine că de la finalul secolului III s-au retras deja părinții pustea Egiptului, după aceea secolul V vin spre Sinai mai mult, după aceea Palestina, Gaza, celelalte. Și Sfântul Ioan acumulează o experiență imensă, în această experiență ascetică aproape sau superumană, da, peste ce poate un om, nu? foarte postitor, foarte priveghelnici, Sfântul Ioan înțelege, așa cum au înțeles și părinții, că nu este scop în sine acest lucru. Și îl citează pe David, este un temei biblic. Și de fapt arată că este vorba despre uh, instrumente pentru ca să dobândești smerita cugetare, smerenia, prin care te poți apropia în mod autentic de Dumnezeu. Și de aceea, îmbinate cu smerenia, spune el că pocăința învie, plânsul bate la ușa cerului și smerita cugetare o deschide. Adică, iată, pocăința și plânsul da? sunt elemente esențiale, dar ușa cerului rămâne închisă celui care nu se poate smeri. Adică, iată, elementul esențial, dacă vreți, e fundamental. De aceea și Sfântul Ioan acordă acestei trepte un spațiu așa de extins, vedeți? Pentru că smerenia de fapt este împreună cu dragostea printre lucrurile cele mai profunde, să spunem așa, ale um, vieții creștine, ale spiritualității răsăvitene. De aceea, dacă găduiți în următorul paragraf, Sfântul Ioan spune, și de fiind de față smerita cugetare, toate ale noastre sunt putrede. Și deci, dacă nu există această componentă în orice demers ascetic sau demers spiritual, ele sunt putrede, deci nu au, nu vor rezista în timp, sunt subvede de la început, spune Sfântul Ioan. Așadar, vedem de aici că, deși trăiau, cum spuneam, o viață ascetică deosebită, Sfinții au înțeles foarte clar care este raportul dintre acestea și scopul nevoinței, scopul nevoinței fiind asemănarea cu Dumnezeu, iar smerenia, te face într-adevăr să te asemeni cel mai mult cu Dumnezeu. Ea dă valoare tuturor lucrurilor duhovnicești pe care le întreprinzi. Și uitați ce ne mai spune, una este a se înălța și alta este a nu se înălța și alta a se smeri. Cel din tâi judecă toată ziua, cel de-al doilea nu judecă, ci poate se și judecă pe sine, iar cel de-al treilea, nevrednic de o sândă, pururea se și osândește pe sine. Da, Sfântul Ioan face astfel de triade, dacă vreți, arătând în trepte urcușul duhovnicesc. Și iată este vorba de a se înălța, a nu se înălța și a se smeri. Diferențe de nuanță foarte subtile, mai ales primele două a se înălța și a nu se înălța. Ai impresia că nu e mare diferență, dar este deja o treaptă a nu se înălța, chiar dacă încă nu te-ai smerit, spune Sfântul Ioan. Și în paragraful următor este altă triadă, una este a cugeta cu smerenie, altceva a se nevoi pentru a cugeta cu smerenie și altceva a lăuda pe cel smerit cu cugetul. Și acum triada este în sens invers, dacă vreți. Și anume, pe primul loc este smerenia, pe al doilea a se nevoi pentru a dobândi și pe al treilea, ultimul sau cel mai la îndemână este și spune că e acelor, a tuturor acela de a lăuda pe cei care se smeresc. Și puțin mai încolo, în scară, există altă triadă Astfel încât Sfântul Ioan, iată, vedeți, poate că de aceea a fost numit la început scolasticul, nu? pentru că el, la 16 ani, mergând în mănăstirea de pe Sinai, deja era trecuse toate ciclurile de, de studiu ale lumii antice și îl vedem aici că este foarte dibaci în a, în a exprima lucrurile acestea profund hovnicești. Știți că se spune că Sfântul Ioan, scărarul, nu iubea foarte mult să vorbească, e pentru că era pusnic, fusese pusnic foarte mult timp, când ajunge ecume, egumen al mănăstirii, nu dorea neapărat tot timpul să vorbească și chiar această lucrare este scrisă la rugăminte altui stareț, Ioan de Rait. Dar cu toate acestea vedem că păstrează Sfântul Ioan Scăravă o dibăcie în a prezenta lucrurile, dibăcie care nu punem mai pe seama asigura studiilor din tinerețe, ci mai degrabă a devenirii lui într-un om duhovnicesc. Dar el ține cont, vedeți, de nivelul, dacă vreți, celor care vor citi cartea, atunci, în mod foarte dibaci, pedagogic, didactic, prezintă viața duhovnicească, arătând diferitele trepte, dacă vreți, și în acest caz al smerinii, al dobândirii acesteia. Mai departe spune așa Sfântul Ioan, nelegiuiții diavoli i-au semănat lauda în inimă unuia ce se nevoia să ajungă la fericita smerenie iar acesta s-a gândit din insuflare dumnezeiască să biruiască viclenia duhurilor printr-o meșteșugire evlavioasă și anume, sculându-se, a scris pe peretele chiliei numirile celor mai înalte virtuți, adică a iubirii desăvârșite, a smeritei cugetări îngerești, a rugăciunii curate, a curăției nestricate și a celor asemenea. Deci când veneau gândurile să laude, el spunea, să mergem la mustrare și venind în chilie citea numirile și striga către sine. Chiar când vei câștiga acestea, să știi că ești încă departe de Dumnezeu. Vedem aici un exemplu concret. Deci Sfântul Ioan Scăvaru ține să dea exemple concrete de ispite, pur și simplu ce se poate întâmpla și de, dacă vreți, soluții practice. Vedeți, acesta în tot cuvântul al 25-lea, despre smerenie sunt două exemple. Unul este puțin înainte când, de asemenea, spune Sfântul Ioan că un monah fiind ispitit de diavol, ca să scape, a născocit -o, un gând foarte dibaci și a zis, dacă mă ispitiți, mă socot că sunt foarte mare, pentru că iată, de aceea mă ispitiți. Dacă nu mă ispitiți, atunci a socot că iarăși am scăpat de ispite, deci sunt și mai sunt tot mare astfel încât, spune Sfântul Ioan, a pus pe diavol într-o dilemă. Cum se facă? Pentru că oricum ar da o cei răi, ispititorii, nevoitorul era folosit. La fel și aici, o strategie, dacă veți, internă, duhovnicească, prin care se poate să bivuie cu selevăjmașilor. Și, de fapt, este aici, am, ambele exemple sunt aplicarea a ceea ce va spune puțin mai târziu Sfântul Ioan Scara, în treapta 25 aici, anume, la 33, că nevoitorul trebuie să născocească tot felul de planuri, de cuvinte, de gânduri, de mersesugiri, de căutări, de căi, de chipuri, de purtări, de iscodiri, de cereri și de bugăciuni. Adică, iată, spune Sfântul Ioan, trebuie să urzească nevoitorul permanent metode, dacă vreți, pentru a ajunge la Dumnezeu și pentru a biui toate cursele care îi se pun. Și de aceea, scara este extrem de valoroasă, pentru că, iată, este împănată cu astfel de exemple concrete, și știți că biserica și-a asumat cumva această lucrare în timp ca fiind un fel de manual duhovnicesc. Alături de scrivile Sfântului Isaac Sivul, scara Sfântului Ioan este manualul duhovnicesc al nevoitorului. Nu întâmplător îl cinstim pe Sfântul Ioan în Duminica a patra postului, pentru că, dincolo de ideea de a avea exemple concrete, nu, pe care biserica o promovează prin, prin aceste păznuiri ale dominicilor din partea a doua postului, Ioan Scăraru și Maria Egipteancă, este vorba și de faptul că Sfântul Ioan vine și cu un manual întreg în care toate aspectele vieții nu sunt chestiuni de doctrină aici, ci doar practice, toate aspectele vieții duhovnicești, toate subțirimile, toate dilemele, toate poticnirile posibile sunt cumva analizate Sfântul Ioan fiind unul care a trecut prin ele și prin experiența lui, dobândind Harul lui Dumnezeu, ne le împărtășește și nouă pe mare folos, așa cum vedem din aceste exemple. Deci, iată, lucrurile nu se întâmplă simplu în viața duhovnicească, în sensul că doar am intenție bună și mă rog și tot, tot, totul este simplu, ci începe un război intern al gândurilor, al simțirii și așa mai departe. Și aici trebuie foarte mult meșteșug duhovnicesc, dibăcie duhovnicească. Și Sfântul Ioan este călăuzitor în acest sens. Așa cum spuneați, într-adevăr, chiar călugării din Sfântul Munte toți consideră scara Sfântului Ioan ca a cincea Evanghelie ca să arătăm și dragilor telespectatori ce importanță are scara pentru ortodoxie și nu numai pentru călugări, ci și, și pentru e, ceilalți credincioși. Mergem mai departe și spune așa Sfântul Ioan Smerita cugetare este acoperământ dumnezeiesc spre a nu fi văzute izbândirile noastre. Smerita cugetare adâncu fără fund al puținătății noastre, care nu poate fi furat de niciun tâlhar. Smerita cugetare este turn tare dinspre fața vrăjmașului. Nu se va folosi vrăjmașul de el și fiul lui, adică gândul nelegirii, nu va adăuga i face lui rău și va tăia de la fața lui pe vrăjmașii lui și va pune pe fugă pe cei ce îl urăsc pe el. Sunt aici o serie, vedeți, de numiri foarte frumoase, poetice, metaforice, prin care Sfântul Ioan încearcă să ne arate că virtutea smerenie este într-adevăr o valoare care nu poate fi furată de nimic și care, vedeți, te acoperă cumva și din răutățile lumii acesteia, fiind o cale, într-adevăr, sau iată un turn, spune el tare, care te apără de orice fel de încercări din afară. De fapt, cuvintele Sfântului Ioan, noi le putem găsi în nuce, cum se spune în esență, nu? în cuvintele lui Hristos, care îndeamnă pe oameni spunând, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Și cum ne va odihni, Hristos? spune, luați jugul meu și așa mai departe, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Și ideea aceasta este foarte limpede exprimată de Sfântul Ioan în mai multe feluri aici, în scara, în treapta 25, -a, prin care ni se arată că, de fapt, zbuciumul omului, zbuciumul intern al omului este cauzat de mândrie și că soluția nu este ca să ne se facă voia, cum am dorit noi și cum credem noi de multe ori, ci soluția odihnirii noastre sau ceea ce ne războiește și ne obosește pe noi este mândria și soluția este smerita cugetare, adică lepădarea sinelui. Și dacă putem merge pe calea aceasta lui Hristos, atunci ne vom odihni sufletește. Ne vom face fără de grijă, vom deveni cumva, dacă vreți, într-o normalitate. Pentru că vorbeați despre uh, cunoașterea de sine, uh, v-aș mai pune înainte tot un cuvânt uh, de la Sfântul Ioan și după aceea cel referitor la cunoașterea de sine. Spune așa, vei cunoaște și nu te vei amăgi văzând că se află în tine această cuvioasă virtute într-o bogăție de lumină negrăită și plină de o dragoste netâlcuită de rugăciune. Înainte de a-i face loc în sine, inima a ajuns la nedefăimarea greșalelor străine. Iar înainte, mergătoarea celor spuse, este ura oricărei slave de șarte. Să urâm slava deșartă. Sfântul Ioan, așa se ajunge la smerenie. Așa este. Sfântul Ioan ne dă aici un criteriu, sunt mai multe în, în, în acest cuvânt, le dă un criteriu al... Um, Înainterii pe care mai veni Și spune că, iată, primul este nedefăimarea greșelilor străine. Adică, de fapt, dacă am traduce într-un limbaj de astăzi, să nu mai judecăm pe ceilalți, să nu defăimăm pe cineva văzând că a greșit, ci să acceptăm lucrul acesta, așa cum și Dumnezeu ne rabdă pe noi și noi când vedem greșeli străine, nu numai că să răbdăm cumva, adică să ne abținem și atât, nu, ci să nu defăimăm în sensul în care, smerindu-ne să ne simțim cumva că suntem părtași acestei firi umane căzute și că nu suntem străini împărtășind aceeași condiție umană și cu ceilalți care greșesc și nu suntem străini nici noi de a greși. Și acest, această înțelepciune, dacă vreți, înseamnă deja o primă lepădare de sine, înseamnă deja o înaintare pe care ai virtuților. Și pentru că pomeneați de faptul că scara este o lucrare din mediul monahal și iată în Sfântul Multe foarte mult apreciată și nu numai, sunt foarte multe studii care încearcă să discearnă cuvintele Sfântului Ioan. Există un specialist adus și la noi, John Crisavghis, care s-a ocupat foarte mult de această lucrare a Sfântului Ioan și el arată că, de fapt, scara nu este doar pentru monahi și acest lucru îl face cu multe exemple de scara, și anume arătând că, de fapt, este vorba, în esență, de viață duhovnicească specifică oricărui om și că este, de fapt, tradiția văsăviteană pentru toată lumea, și pentru monahi, și pentru cei căsătoriți. Iar nedefăimarea greșelilor, iată, este perfect, de exemplu, ca să dăm un exemplu concret, aplicabilă și în lume, cum se spune, nu? Numai între monahi. Adică dacă ajungi să poți să îl accepti pe aproapele tău, chiar dacă este el în greșeală și greșește și așa mai departe, deja iată, a început să mergi pe calea smereniei. Și apoi, sigur, după aceea, așa cum a subliniat dumneavoastră, ura oricărei slave de șarte. Și acest lucru se întâmplă când tu nu mai judeci pe nimeni, atunci cu siguranță că începi să urăști slava de șarte. Vedeți, între oameni există tot timpul ce? Pretenții de la ceilalți ce reproșuri de făcut. Le mai spuneam în glumă că din să țină pârâ, seamănă cu pe dar nu e același lucru, ca și o mică abreviere, să nu-și permită pretenții și reproșuri. Ca acestea, iată, distrug și, de fapt, sunt semnul mândriei și a îndepărtării de calea smereniei. Și întotdeauna când ai emis pretenții și ai reproșuri de făcut celor din jurul tău, este clar că suferi de o boală, a slavei de șarte, și că uh, nici pe departe nu mergi pe calea lui Hristos. Și am ajuns la cunoașterea de sine, spune așa, cel ce s-a cunoscut pe sine într-o toată simțirea sufletului, a semănat pe pământ bun, căci în cei ce n-au semănat astfel nu poate înflori smerita cugetare. Cel ce s-a cunoscut pe sine a cunoscut în sine gândul fricii de Domnul, iar cel ce călătorește cu acest gând ajunge la partea iubirii. Da, tema cunoașterii este foarte veche, cunoașterii de sine, nu? Noi o știm în, în forma uh, grecească, nu de la Socrate, de fapt se spune că Socrate a luat de la oracolul din Delfi, deci este, este un ideal așa uman, vechi, să te cunoști pe sine, ceea ce înseamnă că omul a constatat de foarte mult timp că nu se cunoaște pe sine, că are surprize, chiar din partea lui însuși. Și atunci, iată că Sfântul Ioan aplica aici, într-un sens creștin, duhovnicesc, această cunoaștere de sine ca esențială pe care a dobândit și că, de fapt, cunoașterea de sine, iată, duce la faptul că dobândești frica de Dumnezeu. Și știm că în sapiențiale din Vechiul Testament se spune că începutul de înțelepciunii este frica de Domnul. Și călătorind cu frica aceasta de Dumnezeu, spune Sfântul Ioan, ajung și la porțile iubirii, pentru că, în continuu el, smerenia este poarta împărăției. Deci, iată, oricât te ostenii, e posibil că, dacă nu dobândești smerenia, să rămâi la poartă. Deci, cei care intră în Împărăția lui Dumnezeu, intră pentru că, dacă vreți, se conformează chipului lui Hristos, dobândesc mintea lui Hristos, ajung la maturitate, la vârsta de sfârșit al lui Hristos, care înseamnă adânc de smerenie. Și uitați, cum se probează totul. Cei mai mulți ne numim pe noi înșine necătoși, și poate că și suntem. Dar ceea ce probează inima este primirea de făimări. Aici vine cu un alt aspect al doilea, vedeți, pe de-o parte, să nu judești pe nimeni, să accepți că ceilalți greșești și să nu uh, îi defaimi, să nu, nu, te smintești de ei, să nu-i judeci, dar pe de altă parte, semnul, iată, cel mai important, poate, care probează inima, spune Sfântul Ioan, este când tu accepti de făimarea. Și aici, sigur, nu este vorba de a accepta o defăimare pe drept, adică ai greșit și cineva te-a mustrat. Și uh, această sintagmă, în general, în limbajul spiritualității răsăritene înseamnă să suferi pe nedrept. Adică tu n-ai făcut mare lucru, de de defăimare se numește. Adică ai o faimă și îți o defaimă cineva, dar nu pe drept, ci pe nedrept tu n-ai făcut nimic de fapt sau n-ai făcut ceea ce spun ei. Iar dacă poți să treci peste lucrul acesta, este foarte simplu. Și știm foarte clar și din viața noastră, din viețile noastre, cât de simplu este ca tu să spui că ești păcător sau că nu ai virtuți, să spui tu însuți, și cât de greu este când alții îți spun ceva asemănător. De aceea, iată, criteriul pe care ne putem și autoverifica adevărate este este atunci când alții ne defaimă, dacă noi putem să primim acest cuvânt și să nu ne tulburăm și să nu-i judecăm și să nu avem gândul de răzbunare. Și atunci este un semn, într-adevăr, al Do, um, dobândirii chiar smereniei. Unii țin ca pricină de smerită cugetare relele făcute înainte și după iertarea lor până la sfârșit. Biciuind prin ele închipuirea de sine, alții, ținând în mintea lor patima lui Hristos, se socotesc pururea datornici. Alții se umilesc pe ei prin lipsurile de toate zilele, alții doboară prin ispitele, prin bolile și prin greșelile lor înălțarea lor. Alții și-au făcut din lipsa darurilor, maica darurilor. Dar mai sunt unii, spune Sfântul Ioan, dacă mai sunt și acum nu pot spune. Care chiar prin darurile lui Dumnezeu și prin sporirea în ele, se smeresc pe ei, socotindu-se nevrednici de o astfel de bogăție și rămân într-o astfel de simțire, adăugând în fiecare zi la datoria lor. Aceasta e smerenia, aceasta e fericirea, aceasta e cununa cea desăvârșită. Deci, vedeți că sunt oameni care cer puțin de la Dumnezeu și primesc mult, daruri multe. Aici găsim același lucru și anume Sfântul Ioan arată cum fiecare credincios poate să-și întoarcă situația lui, dacă vreți, pentru a dobândi smerenia. Cei care au greșit își pot face din acest lucru uh, un fundament pentru a se smeri mai mult, pentru că știu că au greșit mult, spune Sfântul Ioan. Alții, pur și simplu, cugetând la patimile pătimirile lui Hristos, care în general, în spiritualitatea trebuie să să sucutite, meditația la aceste pătimiri este sucotită ca fiind extraordinar de folositoare. Alții, iar datorită lipsei celor necesare sau lipsurilor, alții datorită unor boli, spune Sfântul Ioan. Dar cumva arată că cei mai desăvârșiți sau cea mai fericită situație este a care, dăuiți fiind de Dumnezeu, și toți suntem dăvoiți, dar celor care conștientizează că dăuiți de Dumnezeu fiind, ei sunt nemeritoși pentru acest lucru, se simt nevrednici și iată, după aceea Dumnezeu îi dăruiește și mai mult. Sunt foarte multe exemple în spiritualitatea părinților pustiei, cum este numită ea în acest sens. Nu -mi țineți minte un avă care s-a rugat, spune Gheronticonul, Patericul, trei ani de zile ca să nu fie slăvit de oameni. Și după ce s-a rugat trei ani de zile așa, Dumnezeu a rânduit, așa exact cum spune Sfântul Ioan aici, a rânduit ca să strălucească fața lui ca lui Moise. Deci Dumnezeu i-a dat contrariu. El își dorindu-și din toată inima lucrul acesta, smerindu-se până adânc. Și atunci, răsplata a fost că Dumnezeu, de fapt, i-a dat o strălucire imensă, încât, spune Gheonticonul, Părintele Săracu ținea un prosop pe cap când veneau vizitatori ca să nu se smintească, nu se sperie ceilalți, pentru că se lucea fața lui ca soarele, ca Moise când s-a coborât de pe muntele Sinai cu tablele legii. Deci, iată, aceasta este smerenia adevărată când îți dorești, când îți asumi cu totul situația de a fi defăimat, de a nu fi băgat în seamă, de a nu primi niciun fel de laud, niciun fel de cinste de la oameni. Chiar tot în Pateric la Ava cel mare, se spune că cel care ar putea să trăiască așa, adică defăimat din propria voință, adică să-și cultive lucrul acesta, să rămână smerit, ascuns și așa mai departe, să tacă foarte mult, acela, spune Ava cel mare, împlinește toată Scriptura și toată Scriptura e împlinită într astfel de atitudine. Pentru că ea înseamnă smerenie autentică și de aceea spune Sfântul Ioan că este cu luna cea desăvârșită. Aceasta este smerenia cu luna cea desăvârșită. Câte daruri primește la Dumnezeu cei smeriți? De aceea spune Mântuitorul că cel ce se va înălța pe sine se va smeri, al cel ce se va smeri se va înălța. Părinte, profesor, am ajuns la doimea despre care, sau sfânta doime despre care vorbește Sfântul Ioan Scăraru și spune așa, dragostea și smerenia sunt o sfințită pereche. De aceea am zis sfânta doime. Cea din tâi înalță, cea de-a doua susținându-i pe cei înălțați, nu-i lasă niciodată să cadă. Da, sunt, vedeți, două chestiuni care de fapt sunt una, așa cum ne spune Sfântul Ioan aici, dacă vezi, sunt două aripi, dar acelui zbor, dacă vezi, al sufletului, este vorba de dragoste care presupune smerenia și smerenia care presupune dragostea, pentru că nu te vei putea smeri niciodată în fața oamenilor dacă nu iubești, dacă îi disprețuiești. Și la fel, nu poți să iubești pe oameni dacă nu te smerești, pentru că mulți nu se arată, să spunem așa, vrednici de dragostea ta. De aceea, dacă Sfântul Ioan, vedeți, teologul, în Noul Testament ne spune că Dumnezeu este dragoste, dacă Sfântul Apostol Pavel în imnul dragostei arată că dragostea nu cade niciodată, pentru că nu o spune, dar se presupune, este însuși Dumnezeu, este o chestie dumnezeiască, la fel am putea spune că Dumnezeu este smerenie și că smerenia niciodată nu va cădea. Rămâne în viață, este o virtute eschatologică, pentru că este felul de a fi al lui Dumnezeu, la care noi suntem chemați. Chiar spune Sfântul Ioan în scararului că a încercat să-l caute pe Părintele Smereniei și nu l-a definit pentru că este Dumnezeu însuși. Este Dumnezeu însuși, foarte frumos, foarte profund. Părintele Sofronie, modernitate, sublinează lucrul acesta, Sofronie Saharov, spunând că Dumnezeu este smerenie și că, de fapt, așa de smerite Dumnezeu, spune Părintele Sofronie, încât dacă s-ar putea, ne-a pune mai presus de sine. Nu se poate, pentru că el este necreat și noi ne suntem creaturi. Dar arătând prin asta că această virtute nu este doar un cuvânt așa, ci este pur și simplu felul de a fi al lui Dumnezeu, pe care ne l la și arătat Dumnezeu prin întruparea Fiului și prin toată economia mântuirii pe care Fiul a realizat-o. Părinte profesor, vă mulțumesc că ne-ați făcut această tâlcuire la acest tratat despre smerenia al Sfântului Ioan Scăraru. N-am terminat însă treapta 25 a 25-a. Mai avem încă multe de discutat. Smerenia este într-adevăr ca tuturor virtuților. De aceea am permit să vă adresez invitația de a veni și în următoarea ediție de luni a emisiunii Cuvânt pentru Suflet pentru a continua treapta 25 a 25-a din scara Sfântului Ioan. Și eu vă mulțumesc! Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei ediții. Am rămas la Sfânta Doime despre care vorbește Sfântul Ioan în scara lui sau la Sfințita Pereche, Dragostea și Smerenia. Continuăm în ediția de luni a acestei emisiuni. Pe curând!